Salutare și bine venit la Fabrica de Bani. Am mai luat ceva vineri pe piața de linuieț și am dorit că fac video. Din păcate, vedeți, s-a schimbat etapul, am mutat niște chestii și atunci n-am putut să fac video până la ora asta. Dar suntem pregătiți să vă arăt ce am mai cumpărat și de ce am făcut următoarea manevră. Așa cum vă spuneam, am mai luat niște monezi, am luat coin, da? Bă, că știți, probabil dacă te mâniți un pic zona cripto, știți că sunt un pic știrile destul de nasoale pentru Binance, se întâmplă niște lucruri pe acolo și atunci, pentru că cumva primul exchange mai mare din lume e afectat de chestia asta, al doilea exchange CoinDesk are de câștigat din chestia asta. Ceea ce mi-e caz de că fiind focusat, deși am și treabă cu cripto, fiind focusat pe treaba asta cu bursa, nu mi-am mai dat seama că ar trebui să... Am luat-o la asta. Telefonul meu a început să sune pe... LOL. Am luat-o la asta, telefonul meu. Așa. Bun, să revenim. Că o să iasă video ăsta, nu iese cu loc bine, nu-mi place că nu mai am lumini, nu sunt foarte mulțumit de ce se întâmplă, dar asta este viața, trebuie să mergem înainte. Deci revenim. Am fost un pic supărat de faptul că zic, bă, puteam să mă gândesc înainte de toată treaba asta. O să vă pun pe ecran să vedeți că am cumpărat Coinbase-ul, da? În momentul față, iau-te-le prețul la vârf, da? Deci prețul foarte, foarte sus. Am luat destul de sus. Bineînțeles că dacă ne uităm pe o perioadă mai mare, da? Au mai fost riscuri date și au fost vârfuri și mult mai mari. Iasă, dacă pot eu cu shift cumva, nu pot. De uite, l-a fost și la 300, dacă ne uităm așa un pic pe grafice, da? 288, 2300 și ceva, vedeți? Deci au mai fost momente în care a fost foarte, foarte sus, da? Așa, și în momentul de față este undeva la 118, vedeți? Da? Deci acolo este linia. Ce pot să zic? Iarăși. Făceam glume ieri pe canal legat de treaba asta, spuneam că am luat coin, bineînțeles că dacă, cum ar face, de exemplu, un youtuber, sunt foarte obosit, cred că se vede, cum face un youtuber de un gen Trifoi sau alții, cum ar face treaba asta, mamă, am luat coin, ne bucătești și așa mai departe. Eu știți că vă arăt portofoliu. E, și atunci, bineînțeles, dacă vă arăt portofoliu, să vedeți că am luat coin de 3 dolari, da? 2,99 în momentul de față, vedeți? Atât am în portofoliu, 2,99, nu știu dacă scrie aici jos, în colț, vedeți? Aici scrie 3 dolari. Chiar făceam glume că, bă, o să dau lovitura cu moneda asta, chiar dacă moneda asta, m-am tâmpit, cu compania asta, da? În primul rând, să știți că este o companie de, fiind un exchange care se învârte în lumea crypto, este un risc destul de mare acolo, sunt lucruri nasoare, da? N-ar fi primul exchange care a fost spart sau furat de monede. Și atunci asta este una din riscurile majore pe care le are o astfel de companie. A doua, Coinbase, este a doua mare firmă din lume ca și exchange, da? După Binance, care este chipurile archinezilor, nu știu acu' e sau cum e, acu' ce l-au operat americanii, habar nu am. Nu-i doia conspiraților, dar Binance este o companie de Binance. Coinbase este o companie din America și cumva este al doilea mare exchange din lume, da? Așa, mai ales că BlackRock, am înțeles că vrea să lucreze cu el. Ce mi-e caz mie este că, bă, nu m-am gândit, când știam de vreo o săptămână, două, de toate problemele cu Binance și alea, nu m-am gândit că, bă, dacă se duce ceva nasol cu Binance, primul care are de câștigat e Coinbase. Și Coinbase de pe bursă și poți să-l cumpăr. Focusat cu bursa și cu alte obiective, nu mi-am dat seama de chestia asta și mai departe. Pe de altă parte, vedeți că eu pe 3212 nu am foarte multă lichiditate. Și atunci, vedeți că mai am, dacă mă uitam după nou, mai am 0,33 de cenți în momentul de față, da? Mai vin dividende, mai iau un dolar, mai iau alte chestii. Am propria strategie aici și atunci, cu focusul pe strategia aia, am minunat chestia asta. Acum, ce vreau să vă spun? Chiar dacă dau lovitura chipurile cu Coinbase, da? Și face profit 100%, ceea ce spune mult pe bursă, cam imposibil să facă chestia asta, dar vezi bine în care face, eu din 3 dolari, din 3 euro, o să am 6 euro, da? Deci, gândiți-vă că indiferent cât ar exploda
acțiunile companiei este ea, da, le explodat la propriu în sus, da, adică te aduce 100% în sus, nu mă îmbogățește cu nimic, adică nu devin mai bogat. N-am băgat 10.000 de euro aici și dacă dau lovitura face 20.000 de euro, da? Nu, 3 euro sau am 6 euro să devin bogat. Am făcut video asta și pentru că am văzut că unii vor să copieze și ei, să facă și ei ce fac eu. Vedeți că nu mi-am asum riscuri foarte mari, da? N-am cumpărat foarte mult, n-am de gând să cumpăr mai mult probabil. Am luat-o ca mai mult ca o joacă, ca o glumă, da? Deci n-am luat-o că, bă, mamă, ce profit o să fac eu. Da, adică am zis, hai să vedem ce se întâmplă, că sunt și eu curios la rândul meu să văd ce se întâmplă și cum se întâmplă. Asta una la mână. Doi la mână, v-am zis, sunt necăzit că nu m-am gândit mai devreme, că probabil făceam acolo un mic profit, vă dați seama, la sume mici nu poți să faci profit mare, da? Nu o să faci niciodată profit cu 3 euro, sute de mii de euro, da? Asta vreau să vă înțelegeți foarte, foarte clar. Pentru mine, compania asta mi se pare că e o companie atât de riscantă și nu și are oarecum locul în portofoliul ăsta după training 2-1-2. Apropo de training 2-1-2, nu, ce vreau să mai zic este că nu uita dacă ești la început de drum, că poți să-ți faci și tu cont gratuit, da? Undeva ajută aici ai linkul meu de referal, linkul meu de afiliere, poți să-ți faci cont gratuit, îți depui documentele, după care, într-adevăr, pentru a primi o acțiune gratuită, va trebui să depui un minim de 50 de lei sau 10 euro, da? Și vei primi cu codul acela Fabrica, dacă folosești codul Fabrica, vei primi o acțiune de până la 100 de euro în contul tău, da? Deci iarăși devine după noroc, v-am zis că mereu că ba sunt acțiuni de 20 de euro, 15 euro, 10 euro, ba sunt de 70, 80, 90, depinde, cred că știi perioada, bar nu am. Ok, bun. Cam asta vreau să fie clipul de astăzi. La final, dacă ți-a plăcut, nu uita să dai subscribe dacă n-ai făcut-o încă, dacă ai făcut-o îți mulțumesc. Lângă subscribe ai și un buton mic, un clopoțel, bipează și pe acela pentru a fi notificat de câte ori postez un clip nou. Iar la finalul acestui clip, dacă ți-a plăcut, orice recomandare, orice share, orice like, mă ajută și pe mine la creșterea acestei comunități. Încă o dată vă mulțumesc, eu un clip așa am făcut foarte, mă rog, târziu, era 19, dar foarte obosit, cred că se vede și pe clip. Așa, sunt nemulțumit că nu mai am luminile și nu se mai vede foarte bine, de abia aveam camera asta nouă și nu se mai vede atât de bine cum vroiam eu. Dar pe de altă parte, caloriferul ăla care comentau ăștia, e aici, era în dreapta mea, ține căldurică. Asta e important, sunt la mânică scurtă, sunt relaxat, așa că asta e mai important, cred eu, pentru mine, decât faptul că nu mai avem fundalul ăla frumos cu biblioteca, cu cărțile, cu roboței, cu ce avem noi pe acolo. Bun, cam atât a fost tot de astăzi. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit. Nu uita, aici e o zonă de membership în care poți vedea și acolo clipuri interesante și ne reauzim în curând cu un nou clip. Îți mulțumesc!